Și n-am realizat lucrurile și m-am gândit lucrurile că, ok, cea mai mare durere sau cea mai mare eșec al meu e de fapt baza ceea ce sunt astăzi. Pentru că am avut un eșec în primul proiect și m-a fost greu și nu știam cum să apuc lucrurile și m-am simțit penibil la început că sunt aerian și nu știu cu cine votează. Mi-am propus mie și am zis, ok, nu mai vreau să ajung niciodată în situația asta, vreau să fac lucrurile cum trebuie, vreau să știu lucrurile astea pe care nu le știu. Și am ajuns ca acum un an să încep partea asta de a oferi consultanță și training, tocmai pentru a ajuta alți oameni să nu treacă prin ce am trecut eu. Salut și bine ai venit la Soluții pentru Stres, podcastul unde săptămânal vorbim pe larg împreună cu experți din diferite domenii despre cele mai bune soluții pe care le avem la îndemână și pe care le putem aplica în viața noastră pentru a reduce stresul și pentru a ne crește gradul de bunăstare. Te invit să asculți până la final acest episod și dacă ai auzit ceva ce ți-a plăcut, lasă-ne un like sau mai bine un comentariu cu partea ta preferată. În acest fel o să reții mai bine informația și o să poți să o aplici mai ușor. Bună dimineața, Daniel! Bună dimineața, Alex! Mulțumesc frumos că ai acceptat invitația mea. Ne vedem de dimineață să vorbim despre project management și despre cum putem să încorporăm în viețile noastre principiile project managementului. Îți mulțumesc că ai acceptat să stăm de vorbă pe acest subiect și cred eu că astăzi o să reușim să le dăm oamenilor una sau două opțiuni în a reuși să își facă, să-și planifice viața un pic mai bine. Mulțumesc și eu pentru invitație. Mă bucur să fiu împreună cu tine și cu oamenii care te urmăresc și să împărtășesc din modul în care conceptele și tehnicile de project management te pot ajuta practic în viața de fiecare zi. Poate mulți oameni cred că project managementul e doar despre ce se întâmplă la lucru. Adevărul e că impactează toate celelalte laturi ale vieții și dacă învățăm să folosim puțin aceste principii, ne facem viața mai ușoară, reducem nivelul de stres și avem lucrurile într-un mod mai structurat și mai organizat cu privire la ceea ce facem în fiecare zi. Super, super. Eu am o întrebare pe care o pun invitațiilor mei și aceea este: ce ar spune Daniel despre Daniel? Ce ar spune Daniel despre Daniel? Păi ar spune că e o persoană ambițioasă și pasionată, care îi place să se înconjoare de oameni și să lucreze cu oameni și să găsească soluții la provocări. Sunt un om pasionat de a găsi soluții, așa că ori de câte ori mă întâlnesc cu provocare, nu mă sperii de ea, nu fug, ci găsesc modalități de a o depăși. Cred că întotdeauna există soluții la absolut orice provocare cu care ne confruntăm și trebuie doar să privim lucrurile dintr-o manieră pozitivă, să nu credem că o provocare e sfârșitul lumii și gata, acolo ne-am epuizat toate soluțiile, ci să gândim creativ, să încercăm alte metode pe care poate nu le-am mai încercat până atunci și să ne dăm voie să greșim. Nu e o tragedie să greșești, nu e o tragedie să nu-ți iasă din prima, ci din cont atunci când greșești sau când realizezi că nu știi ceva, e punctul din care poți să crești. Întotdeauna spun lucrul ăsta și îmi place foarte mult. Atunci când realizezi că nu știi ceva, de acolo nu poate să crească, nu pot lucruri decât să crească. În momentul în care nu știi că nu știi, n-ai ce să faci, dar în momentul în care realizezi că nu știi ceva, de acolo n-ai cum să mai mergi în jos. Nu mai există mai jos decât nu știu. Există doar mai sus. Și atunci ține doar de tine ce vrei să faci ca să îmbunătățești acel nu știu și în timp să poți să ajungi la ok, știu. Lucrul ăsta mă descurc, reușesc să-l stăpânesc și să ajung la ceea ce îmi doresc. E foarte interesant că zilele trecute vorbeam despre lucrul acesta, despre faptul că ego-ul nostru sau imaginea pe care noi avem față de noi ne împiedică de foarte multe ori să ne atingem potențialul sau să descoperim ce nu știm și vine cumva din creșterea noastră, vine cumva din fricile noastre să nu spunem că nu știm sau să eșuăm, să dăm greș în ceva. Dar lucrul acesta ușor ușor sper eu să se disipeze așa, să nu mai fie prezent, pentru că în momentul de față foarte mulți dintre noi ne risipim potențialul pentru că spunem că știm totul sau că nu mai avem ce să învățăm sau suntem convinși de un lucru că este așa. Nu spun că lucrurile nu sunt clare în anumite momente, dar câteodată e bine să facem așa un reality check și să vedem ce nu știm. Așa e și cred că partea asta de nu știu și evitarea acestui cuvânt nu știu, atât la job cât și în restul aspectelor vieții, cred că vine cumva, din păcate, de multe ori din educația formală. Dacă ne gândim puțin ce se întâmplă la școală,
care e reacția pe care o are profesorul sau clasa când cineva spune nu știu, ne dăm seama de ce cumva fugim de cuvântul respectiv. E rușine să spui că nu știi. Cum adică să nu știi? Înseamnă că nu te-ai pregătit, înseamnă că n-ai învățat. Adică nu ți-ai făcut temele, nu ești ce ar trebui să fii. Când percepția asta ar trebui să învățăm să o schimbăm. Nu e o problemă să nu știi. Nimeni, toată lumea nu știe ceva. Fiecare are lucruri pe care nu le știe. Și nu-i scade valoarea persoanei faptul că nu știe ceva, ci doar nu a avut acces poate la informația respectivă, nu a fost în contextul potrivit ca să folosească informația de genul ăsta sau să aibă nevoie de informația respectivă. Și nu știu dacă încurajăm și copiii și la școală, dacă s-ar încuraja puțin ideea asta, ok, nu e o problemă să nu știi, ok, perfect, nu știm, hai să vedem. Ce trebuie să facem ca să știm lucrul respectiv? La ce ne ajută să știm lucrul respectiv? De ce ar fi important să știm? Mai sunt puțin s-ar schimba și oamenii înțelege că până nu e niciun fel de problemă să nu știu. Și când ajung la primul loc de muncă, poate, oai, nu știu chestia asta, nu știu asta. Ok, nu e o problemă. De aici învățăm. Știi ce nu știi ca să poți să înveți în perioada următoare și să poți stăpânești lucrurile respective. Și atunci îți dai seama că nu e un lucru de care trebuie să fugi sau să te ascunzi sau să nu cumva să știe ceilalți că eu nu știu și ajungem să pretindem de lucruri că noi știm lucrurile respective, noi suntem buni pe domeniul respectiv și încolo nu suntem. Pentru că asta e marea problemă. În momentul în care spui de fapt că știi ceva, că nu știi, oamenii o să te creadă dacă ești o persoană care nu minte în ceea ce spune în fiecare zi și o să-și facă o idee greșită despre tine pentru că o să iei decizii greșite sau o să spui lucruri greșite care demonstrează de fapt că nu știi. Da. Pui oamenii în situația în care oamenii se consideră că tu știi și atunci să nu-ți explice, să nu-ți vină cu informații suplimentare, omul știe, n-ar rost să mai explic eu că deja știe despre ce e vorba. Și te trezești că ajungi în situații dificile pentru că ți-a fost greu să spui, bă, nu știu lucrul ăsta. Să începem măcar să spunem că nu știm sau să ne spunem nouă că nu știm, că nu e nevoie să le spunem tuturor pe care îi întâlnim în autobuz că nu știm, dar să ne spunem nouă ce știm și ce nu știm și să începem să ne schimbăm un pic relația cu a fi puși în situația de a învăța anumite lucruri sau de a reînvăța anumite lucruri. Asta cred că este o soluție generală pentru toată lumea care se poate aplica relativ ușor. Dar să revenim cumva așa la lucrurile noastre, dar e și cumva discuția pe care am avut-o se leagă de project management. Eu te-aș întreba ce este project managementul. Project managementul reprezintă un set de tehnici, de metode prin care oamenii încep un proiect, îl planifică, monitorizează progresul proiectului și apoi îl lansează în serie, îl livrează clientului. Practic un mod în care lucrurile se întâmplă organizat și predictibil pentru a ajunge la rezultatul final pe care și-l dorește clientul. Și ce face un project management? Un project manager, scuze. Un project manager face, din punct de vedere, este cea mai simplă definiție pe care o știu și care îmi place foarte mult. Un project manager face lucrurile să se întâmple. E omul care se asigură că lucrurile merg. Rolul project managerului nu e să fie cel mai bun tehnic dintr-un proiect sau să rezolve probleme tehnice, ci să deblocheze lucrurile. Să asigure că oamenii din echipa de proiect au tot ceea ce le e necesar ca să poată să-și facă treaba. Project managerul e un om care oferă suport, care facilitează ca lucrurile se întâmple în proiect. Nu e omul care dă cu biciu și zice, faceți asta, ci omul care dă direcție și omul care ajută să dea la o parte, ajută echipa să dea la o parte orice obstacole care apar pe parcurs și să găsească soluții împreună cu echipa pentru a face lucrurile să progreseze și pentru a ajunge la obiectivul final pe care îl are proiectul. O întrebare un pic personală așa. Sigur. În opinia ta, cine pentru cine lucrează într-o echipă? Project managerul pentru echipă sau echipa pentru project manager? Din punctul meu de vedere, ambele direcții sunt necesare. Project managerul îl văd întotdeauna ca o persoană care trebuie să ajute, pus acolo să stea în fața clientului și dacă ceva nu a funcționat să-și ia el castanele și lucrurile care nu îi plac clientului, nu să aducă echipa în față, haideți la execuție, veniți în față fiecare care ați greșit și nu. Mi-asum eu și eu înseamnă că nu mi-am făcut treaba suficient de bine dacă ceva nu a funcționat bine și clientul e nemulțumit și în același timp e omul care motivează echipa și setează așteptări clare pentru echipă, pentru că, în final, nu pot funcționa unii fără ceilalți. Adică nu se poate project manager să facă proiect fără echipă și echipa fără project manager s-ar putea doar în cazul ideal, care, din păcate, nu există. Dacă lucrurile ar funcționa într-un mod ideal și toți oamenii ar reuși să se descurce, să comunice eficient, să facă lucrurile fiecare în pătrățica lui,
ar putea să existe proiecte și fără project manager, dar pentru că trăim într-o lume reală în care apar tot felul de provocări pe care nu le așteptăm și nu le planificăm, e nevoie de oameni care să aibă o imagine de ansamblu asupra proiectului și să poată lua deciziile potrivite ca proiectul să progreseze și să deblocheze lucrurile. Ai pomenit de faptul că un project manager cumva deblochează anumite etape ale unui proiect. Ce crezi tu că îi face pe oameni să se blocheze? Cred că marea majoritate a provocărilor care apar, inclusiv în proiecte și în viața personală, pornesc, dacă ne uităm așa la bază, care e sursa problemei, sunt probleme de comunicare. Oamenii nu reușesc să se facă înțeleși și apar tot felul de conflicte sau de păreri total opuse și credem că cumva cineva ne vrea rău sau nu vrea să facă lucrurile să funcționeze, când de fapt nu-i deloc asta intenția persoanei respective, poate nu au avut informațiile necesare, poate n-a știut cum să rezolve anumită provocare și lucrurile trenează, lucrurile stau pe loc. Și atunci e foarte important ca project manager, e o abilitate extraordinar de importantă din punct de vedere cea mai importantă, să știi să comunici. Să știi să înțelegi problema oamenilor din echipa ta sau problema clientului și să găsești metoda potrivită de a veni în întâmpinarea ei. Ok, avem problema asta. Cum o rezolvăm? Și asta e iar un mindset foarte important pentru un project manager. Un project manager caută soluții, nu vinovați. Am greșit. Cine a greșit? De ce a greșit? Ce a făcut? Ce nu a făcut bine? Și așa mai departe. Nu. Am greșit? Ok, asta e situația în care suntem acum. Cum putem să ieșim din ea? În momentul în care ai perspectiva asta și vii cu perspectiva asta în fața echipei, oamenii nu o să le mai fie frică să recunoască când greșesc. Pentru că asta e o problemă mare. Dacă ai greșit și nu-ți asumi greșeala și nimeni nu observă, te trezești cu greșeala mai târziu în proiect. Și cu cât descoperi probleme și greșeli mai târziu în proiect, cu atât te costă mai mult să le rezolvi. De asta e mult mai sănătos și mult mai bine să afli problemele cât mai din timp. Avem o problemă, am găsit ceva ce nu funcționează. Perfect, hai să vedem cum putem să remediem situația. Ce putem să facem ca să rezolvăm problema imediată și la fel să rezolvăm problema pe termen lung, pentru că poate să existe o soluție de moment ca să deblochezi lucrurile, să poți să progresezi cu proiectul și poate să fie o problemă ce ține de, nu știu, îmbunătățirea proceselor din cadrul companiei, îmbunătățirea modalității în care comunicăm cu clientul sau cu furnizorul sau ce știu ce alte lucruri care au impact pe termen lung pentru a rezolva problema rădăcină, cauza rădăcină. Foarte interesant și am fost și eu invitat într-un podcast și vorbeam, când vine vorba de managementul stresului, la fel de soluții pe termen lung și pe termen scurt, adică strategii și tactici. Și din păcate acolo în podcast am greșit, că le-am inversat. Sub imperiul emoțiilor le-am inversat. Le-am spus invers pentru că eram foarte concentrat să spun bine și nu mi-a ieșit. Așa că recunosc că am greșit, dar ideea aceasta de ce putem să facem acum și cum o rezolvăm și este o idee foarte bună în a ne uita de foarte multe ori la ce îmi trebuie mie în momentul acesta ca să pot să fac față în următoarele 3, 5, 6 luni unei situații grele din viața mea sau unei probleme din viața mea, ca mai apoi să am capacitatea și resursele să pot să fac ceva pe termen lung. Și de multe ori oamenii, bine, că și din chestia asta de marketing și de vorba de nișare, când oamenii se gândesc la ce soluție este disponibilă și se uită în online, văd anumite lucruri care sunt, poate par a fi departe de ce le trebuie lor. Nu știu, fă spor de 5 ori pe săptămână, mănâncă nu știu ce fel și oamenii sunt, dar mie nu-mi trebuie să mănânc acum diferit, mie îmi trebuie acum să rezolv problema cu banii. Și de foarte multe ori oamenii nu se uită în acest fel la soluții, ce pot să fac acum și ce o să-mi fie benefic ca această problemă să nu mai apară în viitor. Ai spus de comunicare și eu când vorbesc cu managerii de partea asta de managementul stresului, le spun că există foarte multe resurse la care noi nu ne gândim. În afară de timp, bani, oameni, există și aceste resurse cumva interioare de management al timpului, managementul comunicării, abilitatea de a forma echipe, toate acestea sunt resurse. Eu am o teorie pe care aș vrea să o testez cu tine acum, că noi avem foarte multe resurse la îndemâna noastră, printre care și comunicarea și abilitatea de a forma echipe sau de a
prevedea viitorul, dar nu reușim să le folosim. Care ar fi una din, sau cum vezi tu folosirea resurselor într-un proiect? Partea de utilizarea eficientă a resurselor într-un proiect e o provocare, mai ales dacă n-ai avut niciodată tangență cu echipa de proiect. Dacă e o echipă total nouă, atunci se formează, nu știi neapărat ce știe și ce poate fiecare om, și de aia e foarte important să, ca project manager, să-ți cunoști cel puțin oamenii cu care relaționezi direct, oamenii cu care colaborezi direct în proiect, ar trebui să-i cunoști, să înțelegi care sunt abilitățile lor, care sunt punctele lor forte, punctele lor slabe, ca să-ți dai seama în ce mod ar putea să le aloci activitățile, task-urile, responsabilitățile în proiect, în așa fel încât să aducă cea mai mare plus valoare. Pentru că, deși poți să ai oameni cu aceeași experiență, rezultatele pe care le au pot să fie total diferite pe un anumit subiect, și atunci e foarte important să-ți dai seama, ok, ce aș putea să dea persoanele respective din proiect să lucreze ca să aducă cea mai mare valoare adăugată în proiect. Nu e suficient ca oamenii să fie ocupați în proiect ca proiectul să progreseze. E foarte important să fie ocupați cu lucrurile care contează în proiect. Și dacă vorbim de parte de project management, există un concept numit cale critică. E succesiunea de activități care trebuie să se întâmple într-un proiect ca proiectul să fie finalizat. Sunt dependente unele de celelalte, sunt secvențiale, nu pot fi făcute în paralel. Și atunci e extrem de important ca project manager să ai claritatea asta și să dai claritatea asta echipei, să înțeleagă, ok, dacă nu facem lucrurile astea în perioada asta de timp, tot proiectul va întârzia. Așa că trebuie să ne focusăm pe treaba asta, restul celelalte task-uri și activități trebuie să le facem, dar nu sunt atât de critice ca subiectul respectiv. Și atunci să creezi focus pe ceea ce contează, pe ceea ce aduce plus valoare pentru proiect. Pentru că dacă nu faci lucrul ăsta, vei fi în modul firefighting. În fiecare zi stingi incendii. Vai, avem și problema asta, hai să o rezolvăm. Ai rezolvat-o pe asta, apar alte trei. Și nu reușești nici cum să-l duci proiectul să funcționeze într-un mod organizat. Dacă nu-ți faci timp să planifici lucrurile, să analizezi riscuri, să faci lucrurile care contează foarte mult într-un proiect ca project manager, te pui în situația de a fi în postura cealaltă ta. Că nu, și vorba aia foarte faină, citatul al lui Benjamin Franklin, zice, if you fail to plan, you plan to fail. Sună foarte pompos, sau zici, hai că nu e chiar așa, nu e atât de grav să nu planifici. Realitatea demonstrează că orice proiect în care nu există o planificare făcută corect, nu se termină la timp și nu se încadrează în buget. Și calitatea cel mai probabil are de suferit. Bine, astea sunt unul din cele mai importanți trei indicatori pe care are orice proiect. Timpul, bugetul și calitatea. Dacă la toate trei scârții, înseamnă că nu e ceea ce își dorește clientul. Clientul nu o să fie mulțumit de ceea ce primește și poate te alegi cu reclamații și cu bani pe care trebuie să-i dai înapoi și așa mai departe. Asta e foarte important, să faci lucrurile într-o ordine corectă, să ții timp să înțelegi care e scopul proiectului, să faci parte de etape și de planificarea activităților deliverabile și să asignezi persoanele în funcție de potențialul lor, de ceea ce pot să fie și de ceea ce au la momentul respectiv. Pentru că poți să dezvolți un om pe parcursul unui proiect, numai trebuie să fii conștient atunci că activitatea respectivă sau livrabilul respectiv nu va dura cât ar dura în mod normal, ci va dura mai mult. Dacă îți asumi lucrul ăsta și nu e niciun fel de impact pentru proiect, perfect. Dar dacă nu, atunci găsește persoanele cele mai potrivite în funcție de abilitățile pe care le au ca să poată să-și ducă plus valoare pe proiect atunci când e nevoie de acel plus valoare. Foarte, foarte interesant, și mai ales că te focusezi pe ce poate omul să facă în acel moment cu capacitățile și resursele pe care le are, nu cum ar trebui să fie el perfect. Și asta dă un impuls așa omului, că îl vezi pentru cine e el atunci și ai încredere în el că poate să facă mai mult. Așa e. Bun. Cum prioritizăm aceste acțiuni sau activități pe care trebuie să le facem? Spuneam și menționam anterior, e o metodă foarte faină și foarte importantă și utilă în project management, care din păcate totuși nu e folosită de destui project manageri, de mulți project manageri. E păcat că lucruri care deja sunt descoperite de câțiva zeci de ani, metoda căi critice au apărut undeva prin 1950 ceva, 1960, totuși astăzi în 2023 sunt mulți project manageri care n-au auzit de ea sau nu știu să folosească. Și metoda asta te ajută să pui focus pe într-o echipă pe ceea ce contează. Pentru că oamenii pot să fie ocupați în proiect și totuși să ai întârzieri și să te miri de ce proiectul totuși întârzie, că oamenii lucrează, nu e ca și cum fentează munca, nu vor să facă treabă, ci lucrează, sunt ocupați toată ziua și fac lucruri și totuși toate deadline-urile
fug. De ce? Pentru că nu ne focusăm pe ceea ce contează. Într-un proiect pot fi foarte multe distrageri, pot veni foarte multe persoane din exterior să ceară tot felul de informații, clienți, furnizori și așa mai departe. Dacă nu știi să gestionezi bine partea asta de focus pe echipă pentru ceea ce contează, oamenii pot să încerce să facă 100 de lucruri odată și să nu reușească să-l facă pe niciunul. Și atunci contează extrem de mult să înțelegi care sunt lucrurile critice din proiect. Să faci analiza asta de cale critică, care e un ultim pas din partea de planificare, și să vezi, ok, care sunt lucrurile pe care trebuie să ne concentrăm în următoarea lună, în următoarele 3 luni, în următoarele 6 luni, în următorul an, ca să ajungem unde ne dorim cu proiectul. Și să iei informațiile astea pe care le ai la dispoziție, să știm, ok, activitățile astea sunt critice, trebuie să avem resurse alocate, trebuie să avem inputurile necesare pentru fiecare activitate din activitățile respective ca să putem să ne apucăm de treabă și să vedem ce fel de riscuri poartă în spate fiecare din activitățile respective. Ce ar putea să nu funcționeze? Deci astea două se îmbină foarte bine, partea de analiză de cale critică cu analiză de riscuri și oportunități. Nu vor funcționa toate lucrurile ideal într-un proiect. Niciodată. Întotdeauna vor fi lucruri care vor apărea și de aia e foarte important să facem analiză de riscuri, să ne gândim ce ar putea să nu funcționeze bine. Să ne uităm în trecut la celelalte proiecte pe care le-am gestionat. Ce n-a funcționat? La ce am putea să ne așteptăm că vom avea provocări? Și să gândim soluții când suntem calmi, când suntem liniștiți, când suntem creativi. Când ești sub presiune, e extrem de greu să găsești soluții așa, cum pocnești din degete. Și cel mai probabil nu vei găsi soluțiile optime. Vei găsi o soluție de moment care te ajută să rezolvi problema temporar și să-ți mai dea timp ca să te gândești la o soluție care să funcționeze pe termen lung. De asta e foarte importantă partea asta de planificare și de timpul pe care îl aloci ca să planifici, să analizezi lucrurile, să vezi ce ar putea să meargă bine și ce nu, să faci analiza asta de riscuri și oportunități, pentru că te pregătește pentru momentul în care se întâmplă problema în proiect. Dacă tu deja ai soluția potrivită, nu trebuie să te chinui atunci să te gândești oare cum facem, oare cum depășim situația, oare ce soluție avem. Nu, deja ai totul pregătit. Trebuie doar să aplici soluția respectivă pe care deja ai găsit-o. De asta e atât de important să investești timpul ăsta în planificare, în partea de analiză de riscuri și oportunități, pentru că îți faci viața ușoară. Și nu mai ești în modul firefighting, stingem incendii în fiecare zi, ci da, mai stingem incendii din când în când dacă apare ceva neprevăzut pe care nu l-am putut estima sau vedea că e pe un risc, dar în marea majoritate a timpului lucrurile funcționează și sunt planificate, oamenii știu ce au de făcut, există focus și există progres constant în proiect. Poți să vezi că lucrurile evoluează, că te apropii de fiecare milestone și ești acolo unde ar trebui să fii, calitatea produsului sau serviciului la nivelul la care ar trebui să fie clientul mulțumit și lucrurile funcționează. Eu am un mod de a întreba anumite lucruri. Sigur. Și care sună cam așa. Daniel, eu nu vreau să mă uit la ce ar putea să meargă rău. Ok. Cum reușește cineva să ducă la capăt un proiect, fie că e la muncă, fie că e în viața personală, dacă nu se uită la ce ar putea să meargă rău? Dacă nu vrei să te uiți la ce ar putea să meargă rău, vei vedea ce va merge rău. Adică, din păcate, realitatea nu te ocolește. Adică poți să nu vrei să te uiți în perspectivă, să te gândești la ce ar putea funcționa rău și o să te uiți la momentul faptic în care acel lucru rău se va întâmpla și vei căuta atunci soluții. Ideea e nici să nu mergi în direcția în care, ok, toate lucrurile nu o să funcționeze nimic în proiect, că nici asta nu e o idee sănătoasă. Dar să vezi realist și obiectiv, ok, ce ar putea să nu funcționeze, unde ar putea să apară probleme, nu știu, să nu ne ajute furnizorii cu materialele de care avem nevoie la timp, să avem probleme cu clientul, să fie schimbări de cerințe peste noapte și să trebuiască să regândim proiectul. Toate ideile astea și toate întrebările astea pe care ți le pui sau supozițiile astea poți să-ți creezi un anumit grad de risc. Și atunci, lucrurile care au cel mai mare grad de risc în proiect, alea trebuie tratate și trebuie găsite soluții pentru ele concrete de a le rezolva. Fie găsim soluții alternative, soluții de backup, dacă se întâmplă asta avem o soluție alternativă și deblocăm lucrurile, sau partajăm riscul, ok, mai facem un parteneriat cu o companie și atunci își asumă și ea o parte din riscul respectiv sau clientul își asumă o parte din riscul respectiv. Sau facem parte de asigurare, efectiv cedăm riscul. Dacă avem, de exemplu, un echipament foarte scump, dacă se strică echipamentul, ne-o bloca lucrurile în proiect. Facem asigurare pe echipamentul respectiv, dacă se strică, ne acoperă asigurarea și lucrurile funcționează. Și de asta e important să analizăm riscurile ca să găsim modalitățile potrivite de a le atenua riscul în proiect. Nu putem să evităm toate riscurile, nu există așa ceva. Orice proiect va avea risc. Orice lucru pe care îl facem există un risc. Cât de mare sau de mic depinde de natura proiectului, de natura activității pe care o facem. Și de asta e important să ne gândim la ce ar putea funcționa rău, pentru că atunci când se va întâmpla acel lucru, dacă se va întâmpla, avem soluția pregătită. Dacă nu, vom reacționa tot timpul firefighting.
dacă îți place să reacționezi firefighting, se poate și așa, nu-i imposibil, doar că nu e sănătos nici pentru tine ca persoană, că ești tot timpul în cort și tot timpul trebuie să găsești soluții optime și ai șanse foarte mici să reușești să faci lucruri cu impact pe termen mediu și lung. Adică poate funcționează firefighting-ul ăsta la o săptămână, o zi, o lună, dar dacă toată viața ești așa, nu vor funcționa lucrurile bine nici din punctul de vedere al sănătății, nici al rezultatelor, că nicio firmă nu-și dorește ca toate proiectele să fie numai în escaladări și în reclamații de la client. Nu ăsta e modul în care trebuie să funcționeze lucrurile. Doar dacă ești pompier, e bine. Da. Nici acolo nu e bine, doamne. Bun. Vorbim cumva de planificare și de planificarea activităților și poate o să fie oameni care spun că eu nu vreau să-mi fac un plan, că dacă nu funcționează, atunci o să fiu dezamăgit că nu mi-a mers. Și eu citesc acum o carte, se numește The Solution Focus. E despre coaching prin această perspectivă de a te focusa pe soluții, nu neapărat pe problemă. Și una dintre ideile din carte este că ar fi bine să faci acea activitate pe care tu o ai în minte, pentru că așa o să înveți ce merge și ce nu merge. Și era un exemplu, nu mai țin minte în ce țară, dar a început poliția să patruleze în zonele unde se practica prostituția. Și, din păcate, activitatea de pe strada principală s-a mutat pe străzile lăturarnice. Da, mai întunecate, mai periculoase. Și acolo, din păcate, nivelul de criminalitate a crescut. Pentru că, dintr-o dată, nu mai erai în văzul lumii, să zicem. Erai pe aleile din spate, unde nu era lumină, nu te auzea nimeni. Și acea decizie a fost cumva revocată, pentru că nu funcționa. În loc să scadă criminalitatea, dintr-o dată au crescut-o. Da, și foarte mulți oameni se tem de eșec și se tem să planifice și se tem să își pună în minte sau să facă primul pas către ceea ce își doresc, de frică. Cumva din frica aceasta că nu o să reușească. Și dacă nu o să reușesc, oricum, cred că ne întoarcem un pic la începutul discuției, dar pentru mine, unul, e mai bine să ai un plan care să eșueze decât să n-ai niciun plan și să trăiești în frica aceasta de aolo, dacă nu o să-mi reușească, dacă nu o să-mi reușească soluția asta de, nu știu, de respirație, dacă nu o să-mi reușească partea de yoga, dacă nu o să-mi reușească, nu știu, journaling-ul sau faptul că mă duc la facultate sau că pornesc ceva. Și mi-ar plăcea să aud și perspectiva ta despre ideea aceasta de a nu planifica de frica că o să eșuăm. Păi, cred că e foarte important să ne gândim puțin, să facem o analogie cu viața reală. Vrem să ajungem undeva. Planificarea, de fapt, e ca o hartă. Dacă nu știi unde vrei să ajungi, să zicem că vrem să mergem în concediu și nu știm unde, cum o să ajungi în concediu la nu știu unde? Trebuie să te pui să-ți găsești acel nu știu unde. Ce înseamnă pentru tine acel nu știu unde merg în concediu? Ah, păi stai că mă gândesc că poate vreau în Turcia, în Grecia, în Italia sau nu știu unde și deja nu știu unde le devine mai clar. Sau nu mai e nu știu unde, e Italia, Grecia, Spania sau ce știu eu ce alte destinații. Ok, vreau să merg în concediu acolo, perfect. Atunci hai să vedem unde vreau să mă cazez, că nu o să merg, dacă vreau poate merg cu cortul, dar în principiu probabil vreau să mă cazez undeva la un hotel sau într-o pensiune sau unde vreau să merg. Și deja începi să faci pași clari în a organiza, în a planifica o activitate, un concediu, o destinație în care vrei să ajungi. Dacă nu ai un plan, n-ai o modalitate de a ști dacă am ajuns unde mi-am propus sau nu. N-ai o modalitate de a evolua progresul. Dacă nu ești un plan, ești blocat. Nu ai modalitate să evoluezi pentru că nu poți să faci o analiză a ceea ce ai făcut să vezi, ok, sunt mai aproape de rezultatul pe care mi-l doream sau mai departe de el. Poți să te gândești că, ok, nu fac un plan că nu o să funcționeze. Păi, deja n-a funcționat. Dacă n-ai făcut un plan, ești la nivelul mai jos de atât, nu se mai poate merge. Adică dacă nu faci nimic, sigur vei rămâne cu acel nimic ca și rezultat. Dacă vrei să vezi dacă funcționează sau nu, primul pas e să faci un plan. Să faci, ok, care ar fi principalele lucruri pe care ar trebui să le fac ca să ajung mai aproape de obiectivul meu? Și e un concept foarte fain pe care sigur că îl știi și probabil și oamenii care ne urmăresc îl știu, dar e foarte important să-l punem în practică, și anume, de multe ori supraestimăm ce putem să facem într-o zi și subestimăm ce putem să facem în câteva luni, într-un an, în câțiva ani. Dacă vrem să ne propunem lucruri, foarte important să fie realiste și modalitatea de a fixa obiective SMART, să fie realiste, ok, putem să facem lucrul ăla așa
de azi pe mâine. Nu cred că e sănătos să ne propunem lucruri, să schimbăm radical modul în care trăim de azi pe mâine, pentru că nu funcționează. E prea mare tendința noastră de a reveni la lucrurile pe care ne-am obișnuit cu ele și la felul nostru de a fi, ca să schimbăm dintr-o dată toată activitatea noastră sau tot modul nostru de a fi. Deci e important să facem schimbări mici, dar constante. Și să vedem că există progres. Ok, săptămâna asta vreau să slăbesc 10 kg până la finalul anului. Asta e un target realist. Dacă zic vreau să slăbesc 10 kg în luna asta, nu mi se pare o chestie realistă sau sănătoasă. Și atunci trebuie să vedem, ok, până la finalul anului, ok, înseamnă că sunt 12 luni. Sau dacă privim acum din august, mai sunt câte 5 luni, mai ok, ar fi vreo 2 kg pe lună, hai să zicem că ar fi destul de realist. Posibil. Ok, ce ar trebui să fac? Cum ar trebui să văd că mă apropii de obiectivul respectiv? Păi dacă am 5 luni la dispoziție, hai să zicem că slăbesc cât e un kilogram și nu știu, 750 sau cât ar veni pe lună ca să ajung la cele 8 kg la finalul anului. Ce ar trebui să fac ca să slăbesc kilogramele alea? De unde îmi vine surplusul de kilograme pe care le-am? Păi poate, nu știu, mănânc prea mult sau poate nu fac deloc mișcare sau o combinație între cele două sau poate mă stresez foarte mult și tot ce mănânc se depune și așa mai departe. Hai să vedem ce ar trebui să fac, care sunt pașii, acțiunile concrete pe care ar trebui să le fac ca să mă ajute să mă apropii mai tare de obiectivul meu. Și atunci, de exemplu, o variantă foarte simplă, ok, o să mănânc mai puțin seara, mănânc, nu știu, jumătate din porție pe care o mâncam în mod normal, o mănânc seara, ca să aibă timp corpul să digere și toate celelalte lucruri. Și atunci am un plan, ok, în fiecare seară mănânc jumătate din porția normală pe care o aveam. Și văd cum evoluează lucrurile după o săptămână, după două săptămâni, după o lună. Sunt mai aproape de obiectivul meu sau nu? Și atunci îmi fixez niște milestone-uri intermediare, ok, la fiecare lună ar trebui să slăbesc 1,750 kg. Sunt acolo unde ar trebui să fiu după o lună, dacă nu, okay, trebuie să mai ajustăm ceva, trebuie să mai îmbunătățim ceva, sau dacă sunt acolo, perfect, înseamnă că ceea ce fac, fac bine și am șanse bune să reușesc să realizez ceea ce mi-am propus în termenul pe care mi l-am dat. Planificarea ne ajută să avem o hartă, să înțelegem unde vrem să ajungem și care sunt punctele intermediare prin care să putem să măsurăm progresul, pentru că nu te ajută să ai doar obiectivul final în față și să zici, gata, acolo vreau să ajung. Te demotivează să ai doar obiectivul final dacă nu ai și trepte intermediare, pentru că nu vei ajunge în timp scurt la obiectivul pe care ți l-ai fixat. Și atunci vei fi demotivat și zici, păi acolo vreau să ajung și uite unde sunt acum, nu funcționează nimic, mă dau bătut. E foarte important să avem niște trepte intermediare pe care să putem zice, ok, am bifat treapta asta, am ajuns la nivelul ăsta, trecem la nivelul următor. Ca să poți să ai niște câștiguri intermediare, să fii energizat, să ții doza de împlinire la momentul respectiv, ok, am realizat punctul respectiv, sunt mai aproape, n-am ajuns încă la destinație, dar sunt un pas mai aproape. Și atunci, pe parcurs, să poți să vezi că te apropii de ceea ce ți-ai fixat. Vorbești mult despre trebuie și există această idee că nimic nu trebuie, care nu este complet greșită, cel puțin în opinia mea, ci cred că ar trebui un pic interpretată și cumva interpretarea mea este că acel trebuie pune presiune pe noi în a avea de cele mai multe ori aceleași comportamente sau un anume comportament fără să țină cont de realitatea în care trăim, care este în continuă schimbare. Și dacă ar fi să dau un exemplu, că trebuie să pui în fiecare lună 20% din bugetul tău sau un anumit procent din bugetul tău să-l pui spre investiții, spre un fond de urgențe. Însă noi nu avem aceleași cheltuieli în fiecare lună. Diferă foarte mult cheltuielile noastre din februarie, august și decembrie. Și deși cred că este bine să avem un control asupra anumitor lucruri din viața noastră și să avem anumite rutine, uneori acele rutine trebuiesc și, nu știu dacă trebuie, dar ar fi bine să le adaptăm la situația noastră. Și eu vin din protecția muncii, unde trebuie, adică nu putem să, nu pot să spună cineva, astăzi nu mă simt ok, nu vreau să-mi pun hamul de siguranță pe mine, nu, trebuie, adică ai legea, trebuie, că dacă nu, pici. Și îmi este câteodată destul de greu să ies din mindset-ul acesta de trebuie în viața personală și să îmi dau voie să fiu un pic flexibil sau să dau voie celor din jurul meu să fie un pic flexibil. Și am avut chestia asta de multe ori în care am spus în conversații, băi, asta trebuie făcut. Și lumea din jurul meu a perceput-o ca, ce spui tu mie, ce să fac? E viața mea, o trăiesc cum vreau. Drept dovadă, o
perioadă mai târziu, acel trebuie spus de mine a devenit o cumva, chiar s-au întâmplat lucrurile acelea și chiar a trebuit acea persoană să facă ceea ce spuneam eu, nu că sunt vreun guru sau așa, da. Eu am greșit de multe ori în viața mea, le am și eu pe ale mele și eu ar trebui să fac multe lucruri. Însă, din experiența ta, mi-ar plăcea să înțelegem cum ne ajută și flexibilitatea, adică atunci când ne planificăm ceva să înțelegem că schimbarea este acolo, s-ar putea să fie prezentă și dacă poți să ne spui cum am putea să ne repoziționăm. Că tot vorbeam de vreau să slăbesc 2 kg pe lună, dacă slăbesc 1 kg 800 sunt fericit cu lucrul acesta și cum ar trebui să schimbăm lucrurile atunci când poate nu ajungem la acel milestone. Contează foarte mult, o altă abilitate extrem de importantă pentru un project manager e partea de agilitate, de adaptabilitate. Dacă ne așteptăm că am făcut un plan și ne ținem de el până la final și ăla e planul, nu deviem, toate lucrurile trebuie să meargă conform planului, trăim într-o lume ireală. Facem un plan ca să ne dea o direcție, ca să știm cam pe unde ar trebui să fim. Planul respectiv se actualizează, se adaptează în funcție de realitatea cu care ne confruntăm. Când facem planul, nu avem toate detaliile de peste un an sau doi ani distanță de timp pe care poate să desfășoare un proiect. Așa că noi prevedem ceea ce considerăm că ar trebui să se întâmple și ne gândim la ceea ce ar putea să se întâmple și cum ar trebui să evolueze lucrurile, dar întotdeauna apar surprize. Și atunci e extrem de important și ca project manager și ca în viața noastră personală să fim realiști și să adaptăm ceea ce e necesar pentru a putea ajunge acolo unde ne dorim. Și să nu ne frustrăm, ok, a apărut provocarea asta, a apărut problema asta, n-am estimat-o, n-am văzut-o ca un risc, ce facem acum, gata, nu mai avem soluții, nu. Avem soluții, nu e nicio problemă. Orice provocare ne dă șansă să creștem, să ne dezvoltăm. Dacă toate lucrurile merge perfect într-un proiect, în viața noastră personală, n-am avea șansă să evoluăm. Am face doar lucrurile pe care deja știm să le facem. N-am mai avea ocazia să mai învățăm ceva nou, să facem ceva diferit. Pentru că mergem în rutina noastră în care lucrurile funcționează. De asta sunt importante și necesare provocările ca să ne ajutăm să facem pași înainte. Altfel rămânem, stagnăm la nivelul la care suntem și apoi începem să cădem, pentru că nu poți să stagnezi decât poate o perioadă scurtă de timp. Și atunci, important să fii deschis să înțelegi, ok, asta am planificat, dar a apărut ABCD, situația ABCD care m-a afectat într-un anume fel, hai să analizez din nou planificarea și să vedem, ok, mai mă pot ține de ceea ce am planificat sau nu, am avut un accident, nu mai pot să fac sport. Ce fac? Acum e o tragedie, nu mai pot să mai slăbesc. Sau poate găsesc alte metode care mă pot ajuta să continui să merg în direcția asta cu slăbitul. Sau poate trebuie să lungesc termenul, ok. 2 săptămâni n-am voie să fac mișcare. Nu știu, m-am luxat încheietura sau ce am făcut. N-am voie să fac mișcare, înseamnă că sportul meu nu există. Înseamnă că fie poate trebuie să mai scad din cantitatea de mâncare pe care o mănânc sau din numărul de calorii. Fie un pauză 2 săptămâni și o reluăm din nou după ce mă revin și pot să fac mișcare. Suntem adaptabili și trebuie să fim întotdeauna ancorați în realitate. Dacă trăim într-o lume paralelă, niciodată nu vom fi happy la final. Trebuie să fim ancorați în realitate, să vedem, ok, ce se întâmplă? Acțiunile pe care le-am făcut mă aduc mai aproape de rezultat sau nu? Au apărut lucruri pe care nu le-am estimat inițial, pe care nu le-am previzionat și mă afectează în mod drastic planul pe care l-am făcut? Ce pot face ca să le atenuez impactul? Sau dacă nu, cum trebuie să adaptez planul pe care l-am făcut inițial ca să fie realist în condițiile noi pe care le-am. Bun, bun. În timp ce vorbeai, mă gândeam la diferitele tipuri de personalitate și știm că de multe ori oamenii sunt promovați în muncă pentru că aduc rezultate și s-ar putea să aducă rezultate în meseria lor, dar apoi sunt puși în poziții de management și poate nu e cea mai bună opțiune, dar dacă ne gândim la noi personal, noi creștem în viața noastră și la un moment dat ajungem să fim în poziția de manager ai propriei noastre vieți. Și când vine vorba de tipurile de personalitate, avem oameni care se uită mai mult la detalii și oameni care se uită mai mult la soluția, la rezultatul final. Și nu cred că suntem fixi. Eu am și o idee asupra dezvoltării, nu dezvoltării personale, dar cunoașterii personale, că la un moment dat oamenii ajung să se identifice cu
eu sunt extrovert, deci o să vorbesc tot timpul, cazul meu. Nu e adevărat, ne maturizăm și învățăm și câteodată e bine să lăsăm și pe alții să vorbească. Dar foarte mulți oameni s-ar putea să vină cu ideea aceasta de mie nu-mi place să planific, mie nu-mi place, eu vreau să fiu spontan, nu vreau să-mi trăiesc viața după niște reguli, nu vreau să fiu pus în situația în care trebuie să aleg între X și Y și mă gândesc la cum, sau dacă ai un exemplu din viața ta sau din proiectele tale unde a trebuit să îți lărgești acest orizont de personalitate pentru a putea să fii fie mai adaptabil, fie mai bine planificat sau să planifici lucrurile mai bine. Pot să dau un exemplu din primul proiect pe care l-am coordonat. Numai ce am terminat facultatea și la 3 luni după ce am terminat facultatea mi s-a propus, hai, n-ai vrea tu să fii hardware project manager? Zic, sună interesant, de ce nu-mi place să lucrez cu oamenii? Hai să încercăm să vedem despre ce e vorba. Din păcate n-am avut parte de un training potrivit ca să știu ce presupune să fii project manager, care sunt lucrurile pe care trebuie să le faci, cum să faci o planificare de proiect și toate celelalte lucruri care țin de rolul acesta și am fost aruncat în apă și o trebuie să învăț să not. Și țin minte că în primul proiect lucrurile trebuiau să fie relativ simple, erau doar niște modificări minore față de un proiect anterior și toată lumea se aștepta ca lucrurile să funcționeze fără bătăi de cap. Și aparent așa s-a întâmplat o bună bucată de timp, proiectul era pe un termen foarte scurt de timp, eu lucrez în domeniul automotive și proiectele noastre în general sunt 2-3 ani sau poate chiar mai mult în funcție de tipul de proiect. Și proiectul ăsta era pe o durată de 9 luni. Au acceptat să preia de la celelalte proiecte anterioare similare și parte de rezultate și așa mai departe. Au fost foarte deschiși oamenii să aibă cât mai repede produsul. Și totul bine și frumos. Toată lumea e happy până cu vreo 3 luni înainte de momentul în care trebuia să livrăm produsul în serie. Colegii de la echipa de software își dau seama că activează niște funcții care nu au fost testate până la momentul respectiv și nu funcționează produsul. No, ce facem? Cu 3 luni înainte, nu funcționează. Nu avem ce să livrăm la client. Și apoi am făcut investigații, am văzut unde era problema și ne-am dat seama că o parte din proiect, din produs care teoretic trebuia făcut reuse la ceva ce exista dintr-un alt proiect anterior, a fost modificată pentru o altă bucățică de circuit și nu mai funcționa cum ar fi trebuit inițial, cum era gândită inițial. Și a trebuit să facem niște adaptări acolo și am făcut teste, am comparat rezultate cu ce era în anterior, înainte să facă schimbările respective și toată lumea, toți experții care erau implicați în proiectele anterioare au zis, e bine, asta e ce trebuie. Perfect. Da, și am găsit soluția, am fost fericiți, gata, am găsit soluția, am rezolvat problema, proiectul intră în serie. Și surpriză, după o săptămână, se oprește producția, că avem 5 field return-uri de la client, cum au ajuns la client și le-au montat în mașină, nu au funcționat. Cu aceeași problemă pe care noi am identificat-o inițial și am rezolvat-o. Și a fost o săptămână dificilă, că a trebuit să găsim o soluție cât de repede se poate, să deblocăm producția, produsul era în serie, deja trebuia să fie livrat pe mașini și așa mai departe. Cum zice la client, nu, stați că mai avem o problemă, trebuie să mai facem, să mai lucrăm la produs în câteva luni ca să-l facem să meargă. Și apoi am mers în producție, că inițial n-am înțeles cum de la noi totul e bine și frumos, produsul funcționează în producție, trece la noi toate testele și ajunge la client și nu funcționează din start. Și erau combinații de mai mulți factori și am găsit în final soluția efectivă, o trebuie să mai modificăm circuitul respectiv și inclusiv parte de software și într-o săptămână reușim să găsim soluția concretă ca să rezolve problema asta definitiv. N-a fost simplu, n-a fost ușor, dar am reușit să ajungem la o soluție, în final am explicat și clientului și au fost lucrurile ok și proiectul a continuat, e în serie și nu are niciun fel de probleme acum. Ce am învățat din toată experiența asta e că dacă nu faci testele importante cât mai din timp, te costă foarte mult la final și poți să ajungi să dai în bară total cu proiectul. Dacă făceam testele respective mai din timp și colegii de la software n-au fost foarte inspirați, nu doar eu, că ei au lăsat funcția respectivă, funcția nouă care trebuia testată, au lăsat-o ultima pe care să testeze în loc să testeze la început. Și atunci au fost amânate partea de teste că ne-am așteptat că totul funcționează, că doar facem, reutilizăm ceva dintr-un alt proiect și surpriză, n-a funcționat. Și atunci partea asta de planificare m-am învățat, ok, hai să începem cu lucrurile cele mai critice la început, hai să vedem ce putem să testăm, care e lucruri care ne ajută cel mai mult să învățăm acum, să ne asigurăm că suntem unde ar trebui să fim sau nu. Că nu toate lucrurile sunt la fel de critice într-un proiect. Sunt lucruri care ne așteptăm să funcționeze, că deja au funcționat în proiecte anterioare, sunt foarte similare și mai departe, sau sunt lucruri care poate sunt noi sau sunt modificate și acolo ar trebui să fie focusul nostru să vedem că funcționează așa cum ne așteptăm sau dacă nu funcționează să avem timpul necesar ca să găsim soluțiile potrivite fără să ajungem în criză de timp.
Care ai spune tu că a fost nu cea mai importantă lecție, dar o lecție importantă pe care tu ai învățat-o în acești ani de project management? Sunt multe lecții pe care le-am luat în decursul anilor. Ce am învățat și un lucru foarte important, cred, și în viața personală. Să luăm de la oamenii care ne întâlnim, cu care avem contact, lucrurile pozitive. Nu vom colabora doar cu oamenii care ne face plăcere să colaborăm. Nu vom avea doar cei mai faini colegi din lume cu care să ne înțelegem, excelent și așa mai departe. Vom fi puși în situații în care să lucrăm cu oameni care nu suntem neapărat pe aceeași lungime de undă sau nu avem aceeași personalitate, nu avem aceleași valori și așa mai departe. Important este să luăm ceva bun din fiecare situație și să învățăm ceva de la fiecare persoană. Ca project manager, un mare avantaj pe care l-ai e faptul că interacționezi cu foarte mulți oameni, cu foarte multe competențe în diverse arii și poți să înveți de la fiecare câte ceva dacă ești deschis și vrei să faci lucrul ăsta. Și poți să furi meserie cu ghilimele de rigoare de la fiecare. Poți să înveți ceva, o perspectivă nouă în care să pui lucrurile de la fiecare persoană, chiar dacă poate la nivel personal. Nu e deloc o persoană care ți-ai dori să ai o relație foarte apropiată, nu are valorile pe care le ai tu, nu are preocupările pe care le ai tu sau așa mai departe. Important este să vezi în fiecare situație și în fiecare persoană ceva pozitiv pe care poți să-l iei pentru tine. Mă, ce aș face eu în situația respectivă? Ce aș putea să iau de la omul ăsta care e valoros și care m-ar ajuta și pe mine în activitatea mea profesională sau personală? Cum m-ar ajuta să iau unul din lucrurile pe care le face persoana asta, una din perspectivele pe care le folosește, una din cuvintele pe care le spune, ca să mă ajute pe mine în mod direct în activitatea pe care o am sau în plan personal? Ai un exemplu? Uite, eu mă gândesc la mine, eu am învățat să tac de multe ori, să-i las pe ceilalți din cameră să vorbească, să înțeleg perspectiva lor și mai apoi, dacă am ceva de adăugat, să adaug, dacă nu, să-i las, acolo ideea. Să, da, e ok, sunt bine, dacă nu, uite, aș mai vrea să mai adaug lucrul acesta. Și asta m-a făcut să... Și datorită faptului că am trecut printr-un curs de coaching și am învățat să ascult, dar lucrul acesta m-a făcut să văd mai bine persoana din fața mea și să înțeleg mai bine modul în care gândește, ca să, la fel cum am spus tu, chiar dacă nu-mi place de acea persoană, să pot să încurajez colaborarea. Până la urmă urmei, mai ales la muncă, lucrăm în echipe și nu e deloc de dorit să existe conflict. Când zic conflict, nu zic să nu avem idei contradictorii care duc la creștere, ci pur și simplu să ne certăm sau să stăm noi să ne contrazicem de dragul de a ne contrazice. Și am învățat cum funcționează persoanele sau cel puțin cum gândesc în anumite momente și unde vor ei să ajungă cu ideea. Și asta a fost pentru mine un moment de creștere. Pentru că mi-am dat seama că pot să învăț mai mult despre cei din jurul meu dacă tac și las pe ei să vorbească. A fost ceva, ai un exemplu din acesta din viața ta, unde ai făcut ceva invers decât erai obișnuit și apoi s-a dovedit să fie benefic pentru tine? Să mă gândesc puțin, să fac ceva invers decât m-am gândit și să fie... Invers decât erai tu obișnuit. Obișnuit. Mm-hmm. Da, 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 da. Mă gândesc acum puțin. Un lucru pe care nu-l făceam la început, când am început ca project manager, nu știam foarte bine să țin o parte de ședință, să organizez o ședință și a fost un mare challenge la început. Mă, cum fac ședințele ca să fie eficiente, să nu stăm acolo să ne pierdem vremea, ci să rezolvăm probleme. Erau oameni care erau foarte vocali și trebuia să am grijă să le dau ocazia să și tacă, să-i lasă și pe ceilalți să vorbească. N-aveam neapărat o structură foarte bine gândită la ședință. Ok, ce vrem să discutăm, care sunt punctele importante, ce rezultă în urma ședinței, că avem un responsabil, un deadline pentru fiecare activitate. Și când am început să văd că poți să organizezi ședințe mult mai eficient, am avut ocazia să colaborez cu un project manager cu mai mare experiență și am văzut cât de eficiente pot fi unele ședințe pe care le organizezi. Dacă înțelegi un pic cum funcționează lucrurile, cum trebuie să te pregătești pentru o ședință, că n-ar trebui să vii la ședință, hai să vedem ce să discutăm astăzi, ci ar trebui să știi, să vii cu un plan, ce vrei să rezolvi în ședința respectivă, să aibă ședință cu un scop, o agendă clară. Când am înțeles că ai putea face lucrurile mult mai organizat și mult mai gândit spre a rezolva ceva, spre a avea un efect efectiv în proiect și nu doar ok, avem ședință de proiect, ok, și ce discutăm, care sunt cele mai importante lucruri pe care vrem să le rezolvăm azi, să ai un scop definit foarte clar în fiecare interacțiune pe care în fiecare ședință, să știi de ce ești acolo, care-i
plusul valoare pe care tu îl aduci în ședința respectivă sau oamenii pe care i-ai invitat îl vor aduce ședinței. Că sunt multe situații în care oamenii invită 10, 15, 20 de oameni într-o ședință fără să fie neapărat necesar și nu-i decât o pierdere de vreme pentru toți participanții în loc să fie 3, 4, 5 oameni care se ocupă de subiectul respectiv. Am învățat cât de mult mă ajută să fiu organizat în ceea ce privește ședințele. La început nu știam cum se face treaba asta și mi-a luat un pic de timp până am învățat lucrul ăsta și i-a ajutat foarte mult după aia și pe oamenii la care le-am fost mentor să vadă lucrurile că pot funcționa foarte bine de la început. Asta e lucrurile care mie mi-au lipsit foarte mult, mi-a luat undeva la un an jumate, 2 ani până am început să înțeleg cum funcționează lucrurile și cum ar trebui să le fac corect ca să ajung la rezultatele pe care le urmăresc. Pentru că n-am avut parte de un training sau de o metodă concretă explicată, uite, așa se face, așa ți-e o ședință, așa face o planificare. Ci, ok, am văzut la alții și am încercat să copiez și să adaptez ce am văzut la ceilalți. În momentul în care am fost mentor pentru alți colegi, ne-am explicat, uite, eu așa fac, așa consider că e o variantă bună, dacă ai o idee mai bună, perfect, folosește-o, dacă nu, varianta asta pot spune că funcționează. Și oamenii au avut un baseline foarte bun de la care să plece, au avut un nivel de pornire foarte sănătos și au știut să facă lucrurile și lucruri pe care eu le-am învățat într-un an jumate sau doi, oamenii le-au învățat în 3 luni, 6 luni și erau aproape de nivelul meu ca și experiență, ca și mod de coordonare de proiecte, pentru că au avut o bază bună și au avut pe ce clădi. Nu ți-e frică de faptul că o să-ți ia slujba? Nu. De ce îi pregătești? De ce îți bați tu capul cu ei dacă vine vreunul din urmă și ți-a ție locul de muncă? Cred că frica asta o au persoanele care nu-și cunosc neapărat valoarea sau nu consideră că poate să ducă valoare adăugată în companie. Eu sunt ferm convins că indiferent ce s-ar întâmpla în următorii ani, dacă mă dă cineva afară vreodată, sigur îmi găsesc de lucru fără niciun fel de probleme, pentru că știu că pot să duc valoare adăugată în orice companie aș ajunge, prin experiența pe care am în spate, prin modul în care abordez lucrurile și felul în care reușesc să interacționez cu oamenii și să-i fac să meargă într-o anumită direcție în care își dorește compania. Și cred că în momentul în care împărtășești cu ceilalți, te ajută și pe tine să îți sedimentezi și mai bine informațiile respective. Îți faci o recapitulare în momentul în care le explici și celorlalți și te asiguri că știi bine lucrurile pe care le știi și reușești să le înțelegi suficient de bine, pentru că atunci când înveți pe cineva ceva, cel mai probabil o să vină cu întrebări. Și dacă n-ai răspuns la întrebări, înseamnă că nici tu n-ai înțeles suficient de bine subiectul respectiv și că ai ocazia să reflectezi mai mult asupra lui și să te documentezi ca să fie și ție și mai clar lucrul respectiv. Așa că, din punctul meu de vedere, eu investez și îmi doresc să ajut oamenii să crească și să dezvolte pe partea asta de project management, pentru că n-aș vrea să fie greu. Cred că există, trăim în era în care lucrurile ar trebui să fie ușoare din punctul ăsta de vedere, să avem acces facil la informație, să folosim ceea ce deja există. Să ne consumăm energia și eforturile și neuronii cu lucruri care nu există și trebuie să le inventăm, trebuie să găsim noi soluții out of the box. Hai să folosim lucrurile care deja există, care sunt la dispoziția noastră și să avem baza pe care să clădim și de acolo încolo. Fiecare e liber să se dezvolte în ce direcție dorește și să vină cu ce soluții creative vrea, dar măcar să aibă baza aia pe care lucrurile funcționează, care funcționează by default. Super, super. Cum reușești tu să rămâi prezent? Adică să te focusezi pe lucrurile care contează și totuși, dar totuși să ai și o idee a viitorului, în afară de planificarea de zi cu zi, sau de planificarea pe care o faci înainte să înceapă un proiect, pentru că este necesar să fim atenți la modul în care decurg lucrurile atât într-un proiect de la muncă, dar și în viața noastră și în momentul când ne lipsește prezența, ne lipsește și această abilitate de a vedea ce am făcut bine, ce merge bine în viața noastră sau în proiectele noastre. Și de multe ori oamenii se focusează fie pe trecut, fie pe viitor și ratăm prezentul, care oricum e foarte scurt prezentul, nu avem, zilele trec foarte repede. Cum reușești tu să te focusezi pe ceea ce contează în fiecare zi? Mă ajută mult două idei pe care le-am învățat din cartea lui Stephen Covey. O recomand tuturor dacă n-ați citit-o, cele 7 abilități și 7 deprinderi ale persoanelor eficace. E o carte extraordinară, aș propune să fie citită din școală. Te ajută foarte mult să înțelegi lucrurile într-o altă manieră și deschide perspective la care nu te-ai gândit. Niciodată nu m-am gândit până am citit cartea respectivă că de fapt toate lucrurile sunt create de 2 ori. Nu m-am pus niciodată problema asta. Și asta e realitatea. Toate lucrurile sunt create de 2 ori. Orice lucru pe care îl vedem noi în jurul nostru a fost creat în prima fază mental, a fost o idee a cuiva, după care a fost făcut un plan poate și după a fost realizat, materializat. Dacă ne gândim la o casă,
nu începi, hai să punem o cărămidă aici, una dincolo și vedem când se gata casa și cum arată. Și facem un plan și îl studiem și îl analizăm și după aia ne apucăm și facem partea materială, fizică a lucrurilor și vedem efectiv rezultatul final. Și zicea Stephen Covey, dacă lucrul ăsta e valabil pentru toate lucrurile care există în jurul nostru și pe care le vedem, de ce n-ar fi la fel de real și pentru viața noastră? De ce n-am avea un plan pentru viața noastră? Unde vrem noi să ajungem peste 5 ani, 10 ani, 15 ani, 20 de ani? Cum vrem să fim la pensie, la bătrânețe? Care-i relația pe care vrem să avem cu cei din jurul nostru? Care-s satisfacțiile pe care vrem să le acumulăm până la momentul respectiv? Care-s lucrurile care o să ne aducă împlinire acum și peste 10 ani, 15 ani, 20 de ani? Dacă ne gândim cumva în perspectiva asta, ok, cum aș putea să fac pentru a ajunge acolo unde îmi doresc peste 5 ani, 10 ani, 15 ani, 20 de ani din punct de vedere personal? Care sunt lucrurile care îmi satisfac valorile mele? E foarte important ca persoană să știi care sunt valorile tale, care sunt lucrurile care te ghidează în viață, pentru că alea sunt direcțiile pe care mergi în viață și orice contravine valorilor tale o tot să respingi. O să nu o să fie în sentimentul tău, o să fie foarte greu să-ți schimbi valorile după ce vrea exteriorul. E mult mai greu decât să îți accepți valorile și să înțelegi, ok, poate nu sunt potrivit pentru un anumit mediu sau un anumit context, pentru că nu se aliniază cu valorile mele și e foarte ok, fiecare avem valorile noastre și nu e nimica de judecată în asta, ci din contră, e foarte important să ne le cunoaștem și să trăim conștienți cu ele, să le folosim în avantajul nostru, să ne găsim contextul potrivit în care să fim, care să ne stimuleze să ne folosim acele valori și să aducem plus valoare acolo unde ne aflăm. Și asta e o idee foarte faină care m-a rămas din cartea lui Stephen Covey. Gândește-te la ceea ce vrei să faci cu viața ta. Tu îți construiești viața. Dacă trăiești viața fără să ai un plan, viața va merge pe pilot automat. O să-ți facă alții planuri pentru tine, o să-ți dea alții de lucru, o să-ți facă alții lucruri. Și asta e valabil și în project management. Dacă tu n-ai planul tău pentru ziua respectivă, o să vină alții și o să te bombardeze cu e-mail-uri și cu telefoane și cu alte lucruri și n-apuci să faci nimic. Dacă tu ai un plan pentru ziua respectivă, știu, eu astăzi trebuie să fac task-ul X, ăsta e important, am timpul alocat în calendar, închid mail, telefoane și alte cele, mă focusez pe lucrurile respective, după care rezolv orice alte lucruri. Pentru că înțeleg că dacă nu fac lucrul respectiv, lucrurile stau pe loc și nu progresează proiectul. Deci știu că aia e task-ul meu numărul 1, importanța mea numărul 1, să o rezolv în ziua respectivă, după care trec la alte lucruri. Deci te ajută să înțelegi, ok, unde vreau să ajung, cum fac planul respectiv și cum mă asigur că ceea ce se întâmplă astăzi mă ajută să fiu puțin mai aproape de lucrul respectiv. Trebuie să monitorizezi și astăzi două abilități foarte importante pentru un project manager, să planifici și să evaluezi, să monitorizezi progresul. Nu se poate una fără cealaltă, nu poți să monitorizezi ce n-ai planificat, că nu știi la ce te raportezi și nu poți să planifici, adică nu te ajută la nimic să planifici dacă nu monitorizezi. Ai făcut un plan și ai o idee, dar dacă nu urmărești să vezi ce se întâmplă, nu te ajută foarte mult planificarea, ai nevoie să monitorizezi constant. Și atunci, ca să fii prezent, să vezi ce se întâmplă, e foarte important să știi care e destinația la care vrei să ajungi și să vezi în fiecare zi, ok, ce pot să fac astăzi care să mă ajute să fiu un pic mai aproape de destinația respectivă? Care este planul tău pentru următorii 3 ani, din punct de vedere profesional, să spunem? Din punct de vedere profesional, am început de anul trecut partea asta de afacere pe lângă job-ul pe care l-am full-time. Deocamdată sunt încă team leader la o echipă de hardware project manager și PCB designer într-o companie din automotive. Și planul meu pentru următorii 3 ani ar fi să maxez și mai mult în partea asta de training și de consultanță pe care ofer extra job, pentru că îmi place să ajut oameni și mi se pare că e păcat că nu reușesc să folosesc cunoștințele pe care le-am să ajut mai mulți oameni decât cei cu care intru în mod direct în contact. Am ajutat oameni în companiile în care am lucrat și lucrez să facă lucrurile mai bine din punct de vedere al project managementului, dar știu că sunt mulți alți oameni care ar avea nevoie de ajutorul ăsta și n-am cum să ajung la ei dacă rămân blocat doar în compania în care lucrez. Și atunci de asta am deschis în direcția asta compania, ca să ajut oameni care nu lucrează direct cu mine, ca să facă lucrurile mai bine, să nu se chinuie când ar putea să ajungă mai ușor la rezultate și să aibă rezultate palpabile. Mie nu-mi plac poveștile frumoase, mie îmi plac rezultatele, să vedem, ok, concret. Să vedem că oamenii chiar știu să facă lucrurile respective și cursul pe care îl organizez e foarte focusat pe rezultate, ok. Nu doar să știi lucruri despre project management și hai să vedem că știi să aplici, să-și faci un scop al proiectului, să definești planul proiectului, să faci analize de cale critică concret pe proiectul tău. Nu lucrăm cu lucruri teoretice sau imaginare, ci efectiv fiecare cursan lucrează pe proiectul lui ca să vadă că știe să aplice concret lucrurile respective. Că m-am lovit și eu de multe ori de situația asta în care am fost la un training, lucrurile păreau foarte clare și foarte fine în training și când am ajuns la pilonă, hai să aplicăm. Păi, dar cum era? Hai să vedem, cum vine asta la proiectul meu? Cum se aplică? Oare care era pasul care urma? În momentul în care aplici toate conceptele și toate tehnicile respective pe proiectul tău, nu prea ai cum să le mai uiți, că
le-ai documentate în proiectul tău, nu mai există că o ai oarecum să aplica sau ce-o fi. De asta am acces foarte mult și îmi doresc foarte mult să ajut oamenii concret, palpabil, să aibă rezultate la final, nu doar să știe tehnici și metode de project management pe care să le lase undeva într-un sertar sau undeva în minte, în spate, dar să nu le folosească. Super, super. Îți doresc mult succes, Daniel. Unde te găsesc oamenii? Poți să mă găsească pe aproape toate platformele, pe Facebook, pe LinkedIn, pe Instagram, inclusiv pe TikTok, Daniel Popa sau Popa Daniel, dați un search dacă vreți pe site-ul meu danielpopa.ro, găsiți toate detaliile și locurile în care mă puteți găsi. Am pregătit și un material gratuit, un mini curs pentru oamenii care sunt interesați de partea asta de a preveni întârzierile, ca să nu mai fim pompieri de serviciu în proiecte, ci să lucrăm mai organizat. Sunt câțiva pași pe care putem să-i facem și am explicat în mini cursul respectiv ce poți să faci ca să nu fii toată ziua în modul ăsta firefighting, ca să faci lucrurile să funcționeze mai bine și să nu te uiți doar la ce se întâmplă acum în proiect, ci să te uiți în perspectivă și să vezi ce poți să iei ca acțiune acum, care să te ajute peste o lună, trei luni, șase luni în proiect. Bun, încurajăm pe oameni să vină la tine și să profite de toate informațiile pe care tu le ai. Înainte să pleci, ne-ai recomandat o carte, foarte bună carte, am ascultat-o, dar promit că o și cumpăr să o citesc, ca să o am la îndemână. Există o persoană pe care mi-ai recomandat-o să o aduc în podcast? O persoană pe care o apreciez foarte mult e Zoltan Vereș. Uh-huh. Cred că e o persoană foarte cunoscută și mulți oameni au auzit de el. E o persoană foarte faină care te ajută să vezi lucrurile, iar să-ți schimbi un pic perspectiva. Am participat anul acesta la începutul anului la Million Dreams de la Prizers, evenimentul lor anual, și Zoltan Vereș spunea acolo un lucru care nu l-am realizat până la momentul respectiv și zicea: cele mai mari reușite din viața noastră vin în urma unor eșecuri sau unor dureri. Și n-am realizat lucrurile și m-am gândit lucrurile că, ok, cea mai mare durere sau cea mai mare eșec al meu e de fapt baza ceea ce sunt astăzi. Pentru că am avut un eșec în primul proiect și m-a fost greu și nu știam cum să apuc lucrurile și m-am simțit penibil la început că sunt aerian și nu știu cu cine votează. Mi-am propus mie și am zis, ok, nu mai vreau să ajung niciodată în situația asta, vreau să fac lucrurile cum trebuie, vreau să știu lucrurile astea pe care nu le știu. Și am ajuns ca acum un an să încep partea asta de a oferi consultanță și training, tocmai pentru a ajuta alți oameni să nu treacă prin ce am trecut eu. Aia a stat la bază, eșecul respectiv a stat la bază a ceea ce am devenit eu pe parcurs. Chiar dacă poate noi ca oameni de multe ori fugim și încercăm să evităm eșecurile, să avem numai succes, să nu avem eșecuri, de fapt, eșecurile sunt cele care de cele mai multe ori ne motivează să facem ceva care să aibă impact major în viață. Și cele mai multe ori eșecurile sunt sursa pentru ceea ce am devenit noi ulterior. Un îndemn foarte bun și o conștientizare foarte interesantă acum pe final. Daniel, eu îți mulțumesc mult pentru toate informațiile pe care le-ai împărtășit cu noi, îți mulțumesc mult, succes și sper să ne auzim peste câțiva ani cu o armată de noi project manageri care au beneficiat de pe urma informațiilor pe care tu le ai. Mulțumesc și eu pentru invitație, a fost o plăcere să discutăm și sper că cei care ne-au ascultat vor lua ceva util și practic pentru a aplica în viața lor și a-și reduce nivelul de stres și a face lucrurile mai bine, mai organizat, mai eficient pentru ei și pentru familiile lor. Super, așa să fie. Mulțumesc frumos, o zi plăcută. Mulțumesc la fel. Ciao, ciao. Bun. Dacă ai ajuns până la finalul discuției, țin să te felicit și să îți mulțumesc. Sper că ai găsit util aceste informații din podcast și dacă nu, spune-ne. Vrem să aflăm de la tine, cel care ne asculți, cum putem să devenim mai buni pentru ca aceste episoade să îți fie de folos.